Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Sunt Dorina Gerganov și vă invit să vedem împreună știrile orei 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată titlurile ediției. Igor Dodon propune modificarea Constituției pentru a putea dizolva Parlamentul Republicii Moldova. Șeful legislativului consideră inițiativa inacceptabilă. La aeroportul din Chișinău, sute de avioane de hârtie colorate, dar cu mesaje triste, au aterizat astăzi în poalele adulților care pleacă la muncă în străinătate. Pentru 2017, FMI prognozează o creștere economică a PIB-ului cu 4,5%, iar salariul mediu va fi în acest an cu 10% mai mare decât anul trecut. Proiectele de legi cu privire la liberalizarea capitalului și amnistia fiscală au fost retrase din Parlament de către majoritatea parlamentară. Anunțul a fost făcut astăzi de către speakerul Adrian Candu și a fost publicat pe pagina de socializare a Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit președintelui Parlamentului Republicii Moldova, decizia a fost luată împreună cu majoritatea deputaților, după ce au fost constatate mai multe deficiențe în cele două proiecte de lege. Am lucrat cu expertiză juridică și economică, atât cu experți locali, cât și cu experți internaționali. Au fost constatate mai multe deficiențe, luând în considerare cele constante. Am ajuns la ideea de retragerea celor două proiecte legate de liberalizarea capitalului și amnistia fiscală. Toți cei care am semnat proiectele de legi, cei care am inițiat proiectele, am depus cerere de retragere. Astăzi deja proiectele sunt retrase din legislativ. Se anunță pe pagina de Facebook a Parlamentului Republicii Moldova. Proiectele de legi prevedeau liberalizarea capitalului, astfel încât să permită cetățenilor să declare capitalul ce le aparține, aflat anterior în posesia altor persoane sau care nu era declarat deloc, în schimbul unei taxe de 2% din valoarea bunului. Astfel, persoanele fizice beneficiau de liberalizarea capitalului, iar pentru persoanele juridice, proiectul prevedea doar stimularea fiscală. Liberalizarea capitalului se referea atât la mijloacele bănești, cât și la imobile, valori mobiliare, cote de participare la capitalul societăților sau mijloace de transport. Aceste două proiecte de lege au fost votate în primă lectură pe 16 decembrie 2016 și au generat discuții aprinse în Parlament, dar și proteste din partea societății civile. Mulți specialiști și cetățeni au invocat faptul că prin aceste legi urmau să fie legalizați banii furați. Proiectele au fost acum retrase din Parlament, iar deputații vor decide dacă vor fi modificate și prezentate într-o nouă variantă în acord cu reglementările internaționale. După un sfert de secol, amintirile încă mai dor. Zeci de combatanți, veterani și istorici, martori ai sângerosului război de pe Nistru, s-au reunit la Chișinău și au încercat să redescopere împreună semnificațiile acelor timpuri. Ne ascultați poveștile dureroase mai târziu în Telejurnal. Se întețesc disensiunile dintre Parlament și președintele Republicii Moldova. Șeful statului Igor Dodon propune un proiect de modificare a Constituției, astfel încât președintele să poată dizolva legislativul și în alte cazuri decât cele prevăzute acum de legea supremă. Președintele Parlamentului reacționează și califică drept inacceptabilă comunicarea în termeni ultimativi cu legislativul. Potrivit Constituției Republicii Moldova, șeful statului poate dizolva acum Parlamentul și declanșa alegeri parlamentare anticipate doar în cazul imposibilității formării guvernului sau a blocării procesului legislativ pe un termen de 3 luni. Legea supremă nu îi oferă președintelui suficiente pârghii asupra activității Parlamentului, spune Igor Dodon. Noi dorim să dăm președintelui Republicii Moldova instrumente eficiente de control asupra activității Parlamentului și invers, și considerăm că trebuie să introducem un echilibru între puterea legislativă Parlament pe de o parte și instituția prezidențială pe de altă parte. Inițiativa președintelui de modificare a Constituției conține alte 5 cazuri care i-ar oferi șefului statului posibilitatea de a dizolva Parlamentul.
După consultarea fracțiunilor parlamentare, dacă Parlamentul nu a implementat în termen de 12 luni voința poporului exprimată prin referendum consultativ, dacă un referendum republican privind demiterea președintelui s-a soldat cu rezultat negativ, dacă Parlamentul nu a adoptat legea bugetului de stat în termen de 2 luni de la începutul exercițiului financiar, dar și în urma unui referendum inițiat de președintele țării. În caz dacă până pe data de 24 martie nu vor fi acumulate o treime de semnăturile deputaților, atunci îmi rezerv dreptul să realizez această inițiativă prin colectarea semnăturilor și prin inițiativă populară. Șeful statului vrea să-și supună Parlamentul, iar într-o democrație parlamentară, un președinte nu înaintează ultimatumuri legislativului, reacționează Andrean Candu. Inițiativa sa nu are nicio perspectivă în opinia mea. Este doar încă o încercare politică de a ieși în evidență. Aștept cu interes să văd cine vor fi semnatarii inițiativei prin care președintele Dodon vrea să transforme Parlamentul într-o anexă a președinției. Pentru inițierea procedurii de modificare a Constituției în Parlament sunt necesare voturile a cel puțin 34 de deputați. De asemenea, modificarea legii supreme poate avea loc din inițiativa guvernului sau a cel puțin 20.000 de cetățeni care și-au depus semnăturile în sprijinul acestei inițiative. Ai grijă de tine, mamă, eu te aștept acasă. Este doar unul dintre sutele de mesaje emoționante scrise pe aripi de avioane de hârtie. Mii de astfel de avioane și-au luat astăzi zborul și au aterizat în poalele celor care pleacă din Republica Moldova, în speranța că le vor putea oferi copiilor lor o viață mai bună. Acțiunea face parte din campania Familii Fără Frontiere. Flashmobul a emoționat până la lacrimi 10 de mame care își lasă pruncii acasă și pleacă în căutarea unei vieți mai bune. Unul dintre avioanele colorate, dar cu mesaje triste, a ajuns la Ana Mocanu. Acum 8 ani a fost nevoită să plece în Italia pentru a-și întreține familia. A lăsat în urmă 3 copii, iar cea mai mică avea 13 ani. Asta mai mică plânge și de multe ori îmi spune că m-ai lepădat când am nevoie mai mult de mă ta. Dar în orice caz a fost contată bun lângă dânșii. În schimb, sunt mari, dar i-am lăsat că pot să-i ajut. Asta e pentru dânșii. Cât de greu lor le-a fost sau dumneavoastră? Nu vorbim de asta, că sunt 7 ani în urmă și foarte greu le-a fost să mă spart de ei și lor de mine. Dar așa s-au ajuns timpul, le-am plecat. Un alt avion de hârtie a aterizat în mâinele Mariei Tătăroi și ea, mamă, care nu și-a văzut cei 2 copii ai săi crescând. Cei mai frumoși ani din viața copiilor i-a pierdut în timp ce se afla la muncă în Rusia. Să vă întoarceți mai repede și să aveți grijă de voi. Mulțumim. Drept să spun, nu a fost greutate. Nu, dar ce? M-am luptat și am avut grijă de dânsii. Nu i-am lăsat în voie soartei. Statisticile oficiale arată că peste 100.000 de copii din Republica Moldova au cel puțin un părinte plecat în străinătate. O fundație elvețiană a organizat mai multe activități cu acești copii care au gândit și au scris mesajele imprimate pe avioanele de hârtie. Mesajele acestea sunt mesaje scrise de copii din comunități, din diferite comunități ale țării, care au părinți plecați. Aceste mesaje sunt reale și ele toate sunt scrise în ultimele 5 luni ale campaniei. Copiii care cresc în lipsa părinților sunt în categoria de risc. Mulți dintre ei au pot apuca pe calea greșită, afirmă cei responsabili, și fie săvârșesc infracțiuni, fie sunt victime. 4 copii în fiecare zi săvârșesc infracțiuni, 3 dintre ei pentru prima dată. Vreau să mă adresez părinților să apeleze ori de câte ori e necesar poliția în cazul când apare un risc. Flashmobul face parte din campania Familii Fără Hotare, organizată de o fundație elvețiană în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției și Departamentul Poliției de Frontieră. Facilități pentru contribuabil. De astăzi, declarațiile de venit precompletate sunt disponibile pentru persoanele fizice. Serviciul este gratuit și vine să faciliteze procesul de prezentare a veniturilor, dar și să reducă timpul de așteptare în cozi.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, persoanele fizice sunt obligate să depună până pe 2 mai declarația de impozit pe venit pentru anul 2016. Declarația precompletată le vine în ajutor, fiind finalizată procedura de procesare a datelor prezentate de către contribuabil pentru perioada fiscală 2016. Serviciul este disponibil doar pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător. Contribuabilii se pot adresa în acest sens la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, prezentând un act de identitate. Declarația precompletată este accesibilă și în format electronic pentru persoanele fizice care dispun de semnătură electronică. Au depănat amintiri din copilărie și au trecut în reviste personajele din opera bunicului din Humulești. Astăzi, la Liceul Prometeu din Chișinău, a fost vernisată expoziția Ion Creangă și lumea personajelor sale. Evenimentul se înscrie în suita de evenimente Zilele Creangă, organizată pe ambele maluri ale Prutului. Expoziția conține fotografii, date biografice, fragmente din operă, cele mai reușite reprezentări grafice ale personajelor lui Ion Creangă și aprecieri ale criticilor. Expoziție amplă, de circa 50 de metri linear lungime, și vedeți că am avut grijă să dăm și cele mai importante referințe critice a celor deja vreo 6 generații de critici literari care s-au succedat în posteritatea lui Ion Creangă. Important este că opera creangeană rezistă la fel de interpretări, rămâne mereu actuală, iar Creangă este unul dintre cei mai citiți scriitori în limba română de poporul român și unul dintre cei mai traduși scriitori ai noștri în limbile străine. Ulterior, elevii au asistat la o prelegere Ion Creangă, repere ale vieții și operei. Strănepoata scriitorului, preoteasa Olguța Creangă Caia, aflată zilele acestea la Chișinău, a venit cu daruri pentru Liceul Prometeu, un set de cărți religioase. Donația vine după ce, acum un an, biserica l-a repus pe Ion Creangă în rangul de diacon. Dacă Ion Creangă ar coborî aici acum cu adevărat, deci ar vorbi, cred că v-ar spune, dragi copii, fetițelor le-a spune, fiți precum fata moșneagului. Băieților, cred că le-ar spune, fiți precum iedul cel mic. În datorie sfântă de neam și țară și de Ion Creangă, am început o colecție, copilăria copilului creștin. Și v-am adus și, deci, câteva cărți. Elevii spun că au multe de învățat din poveștele cu tâlc ale bunicului din Humulești. Învățăm ce înseamnă copilăria. Cel puțin asta am învățat eu, deoarece în fiecare operă, de la Cireșe, Pupăza din Tei, la Scaldat, m-am amuzat și am luat o lecție foarte importantă despre cum aș vrea și eu să-mi petrec copilăria. Poveștile lui Creangă sunt lecții de viață, chiar dacă acțiunea se desfășoară în secolul 20, secolul 19, ele mereu vor fi actuale pentru toate timpurile. Ion Creangă va rămâne mereu leagănul copilăriei noastre. Festivalul Zilele Creangă, dedicat aniversării a 180 de ani de la nașterea marelui clasic al literaturii române, Ion Creangă, se desfășoară în perioada 27 februarie-4 martie 2017, la Chișinău, Iași, Târgu Neamț și Pipirig, satul unde a trăit David Creangă, bunicul lui Ion Creangă. O expoziție fotografică marchează un sfert de secol de relații bilaterale între Republica Moldova și Statele Unite. Urmăriți imagini de la acest eveniment imediat în telejurnal. În Republica Moldova a fost zi de comemorare a eroilor căzuți în conflictul armat de pe Nistru. În ajunul împlinirii celor 25 de ani de la izbucnirea războiului din 1992, veteranii, dar și familiile celor căzuți s-au întâlnit cu mai mulți oficiali la Filarmonica Serghei Lunchevici. S-a vorbit despre curaj și puterea de a merge mai departe. În amintirea eroilor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă în 1992, s-a ținut un minut de reculegere. Femeile rămase fără soț își amintesc cu durerea acea perioadă, mai ales că și timpurile de după nu au fost deloc ușoare. Ne aducem pentru că am suferit mult pentru ei când s-au luat din viața noastră. Soțul, decedat în conflict, lucrător în secția de poliție, Muntea Nicolae. E foarte, foarte greu. Mi-a rămas copiii fără tată, un băiat de 5 ani, a doilea de 10 luni.
invalidă, poate grad 1, și am crescut foarte greu. Amintiri îndurerate și înspăimântătoare când povestești. Și Sergiu Bulgaru poartă cicatricea războiului. Bărbatul își amintește în detaliu de cele întâmplate, spune că și-a riscat viața pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Pe mine nu m-a chemat nimeni, m-am dus singur pentru că satul meu e lângă orașul Tighina și unde era linia de apărare, unde stătea poliția, cazaci au înconjurat-o și au intrat în satul meu natal, satul Fărlădin de Raionul Căușani. Și atunci radio satului de la primărie, primarul anunțat, oameni buni, sculați și apărați-vă satul. 25 de ani în urmă, aveam 25 de ani. Noi nu socotim că suntem eroi, dar eroi că ne-am apărat atunci țara. Și ne-am făcut datoria față de țară, dar nu ne-am dus să facem eroism. Nu noi am început acest război și nu noi ne l-am dorit. Sunteți un reper moral, iar Moldova are mare nevoie de repere morale. Trebuie să reîndreptăm coloana vertebrală a acestei țări și să pășim din nou înainte cu demnitate. Potrivit Ministerului Apărării, la conflictul armat de pe Nistru au participat peste 30.000 de persoane, dintre acestea 300 de militari și civili au murit, iar alți 3.500 au fost răniți. Jertfa eroilor căzuți în luptele de pe Nistru pentru independența Republicii Moldova nu trebuie uitată niciodată. Centrul de Cultură și Istorie Militară a scos de sub tipar volumul În memoria celor căzuți în luptele de pe Nistru, o ediție revăzută ce însumează povestirile tragice a 299 de combatanți care și-au sacrificat viața pentru țară. Toate numele celor care au căzut în luptele de pe Nistru de acum un sfert de veac au fost reunite într-o carte lansată astăzi la Centrul de Cultură și Istorie Militară. Eugenia Șeremet este văduvă de război. Soțul ei a fost ucis la Tighina în timp ce lupta pentru independența Republicii Moldova. Femeia a rămas singură cu 3 copii și a trudit din greu să-și crească fiii. Eugenia retrăiește și astăzi tragedia de acum 25 de ani. Noi, cei care am pierdut soții, tații, copii în conflictul de la Nistru, tare doresc ca tineretul nostru de astăzi să fie pătruns de simțul care am fost pătrunși noi și mai ales cei care și-au dat viața pentru ca să fie schimbări bune. Lupta pentru independența Republicii Moldova a marcat pentru totdeauna existența multor oameni. Nimic din sacrificiile de atunci nu mai poate fi întors. Amintirile aduc tristețe pe chipul soțiilor care și-au pierdut soții și pe chipul mamelor care și-au pierdut fiii. Я расстроена, что сын погиб при Днестре. Пусть будет мир, чтобы люди жили дружно. O dată tristă pentru mine în viața mea. Soțul a decedat în Dubăsari, că la momente locuiam în zona conflictului militar. Cartea În memoria celor căzuți în luptele de la Nistru reprezintă o ediție revizuită și însumează poveștile a 299 de eroi. Editarea cărții a fost însoțită și de editarea timbrelor poștale pentru toți cei căzuți în luptele de pe Nistru. Ne-am străduit să însumăm toate numele care au fost posibile, s-a coordonat cu centrele militare teritoriale, cu administrare locală, am sunat în familiile celor căzuți, s-a muncit cu documente oficiale. Potrivit datelor Ministerului de Interne de la Chișinău, în luptele de pe Nistru și-au pierdut viața aproape 300 de combatanți. De partea transnistreană ar fi murit peste 800 de ostași. Au răsfoit amintiri pentru a da un nou suflu istoriei. La 25 de ani de la declanșarea conflictului armat de pe Nistru, 10 de combatanți, veterani și istorici s-au reunit la Chișinău. Martorii sângerosului război au încercat să redescopere împreună semnificațiile acelor timpuri. Eu când aud cuvântul conflict, știți, mi-e greu de inimă pentru că a fost război. A fost război. Ecoul lui și acum mai este viu. Chiar dacă a trecut un sfert de secol, rănile mai sângerează și azi, din cauza amintirilor și regretelor. A fost prima jertfă din rândurile polițiștilor.
un băiat tânăr frumos, Ion Panța, care a doua zi trebuia să însoare. Prietenul lui de peste gard s-a însurat, el, iar mireasa lui a rămas văduvă, cum s-ar spune, până în ziua de astăzi. Cei care au simțit războiul pe propria piele, dar și factor de decizie a acelor timpuri s-au adunat astăzi în cadrul unei conferințe. Cu toții au încercat să elucideze momente mai puțin cunoscute, care țin de declanșarea și desfășurarea războiului de pe Nistru. După 25 de ani, lucrurile se văd cu totul altfel. Era o situație extrem de complicată, populația nu e omogenă, clasa politică nu era omogenă. Și lucrul ăsta se vedea la tot pasul. Cea mai dureroasă rămâne însă rana incertitudinii. Timp de 25 de ani s-au perindat președinți și guverne, s-au purtat discuții și negocieri, dar nu s-a găsit o soluție pentru reglementarea conflictului transnistrean. În contextul în care Chișinău nu deține o jurisdicție în stânga Nistrului, dar nici nu a declarat teritoriul sau sub regim de ocupație, apare necesitatea de a stabili că este... Se dorește în continuare ca statul să rămână subiect de drept internațional și de găsirea unui numitor comun referitor la dialogul între Chișinău și Tiraspol. Evenimentul a fost organizat de Muzeul Național de Istorie al Moldovei și Asociația de Drept Internațional Umanitar pentru a marca 25 de ani de la declanșarea operațiunilor militare în regiunea transnistreană. Говорить о том, что здесь восстановился мир, еще рано. România a debursat ieri a doua tranșă din împrumutul de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova. În baza acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România, Ministerul Finanțelor Publice de la București a efectuat eliberarea tranșei în valoare de 50 de milioane de euro, echivalent a peste 1063 de milioane de lei moldovenești. Banii vor fi utilizați pentru finanțarea programelor de cheltuieli prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul 2017, a anunțat Ministerul Finanțelor de la Chișinău. România și-a anunțat disponibilitatea de a oferi un credit de 150 de milioane de euro pe un termen de 5 ani, cu o rată de 1,5% anual în 3 tranșe. România vrea să își consolideze statutul de furnizor de securitate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Este obiectivul trasat de președintele Iohannis și anunțat astăzi la bilanțul Ministerului Apărării. Klaus Iohannis a atras atenția asupra actualului context internațional. Forțele armatei României sunt în măsură să asigure, prin angajarea graduală, apărarea teritoriului național, prin efort propriu sau în context aliat. Cu toate acestea, este nevoie de un efort susținut pentru creșterea capacității de luptă a armatei. Pentru noi rămân prioritare consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii și construirea unui profil mai puternic în NATO și în Uniunea Europeană, ca piloni strategici pentru garantarea securității țării noastre. Pentru efortul și sacrificiile pe care le faceți în fiecare zi, vă mulțumesc! Actualul guvern a făcut din apărare un domeniu prioritar al bugetului de stat pentru anul 2017. Bugetul apărării prevede, conform angajamentului asumat, alocarea a 2% din produsul intern brut. Se are în vedere menținerea nivelului de alocare în perioada 2018-2020. Sunt astfel încredințat că acest buget asigură un teren solid pentru accelerarea modernizării armatei române. Trebuie avut în vedere stimularea industriei de apărare prin producție autohtonă, în raport cu necesitățile și cerințele armatei, la standardele de calitate impuse, precum și creșterea gradului de încredere a populației în capacitatea proprie a țării noastre de a avea o reacție solidă în fața unor provocări ostile și complexe. Ne gândim la o ședință comună a guvernelor din România și Ungaria. Declarația a fost făcută de șeful diplomației române Teodor Meleșcanu la Budapesta, după întâlnirea cu omologul său și cu premierul Victor Orban. Discuțiile au vizat și poziții contradictorii dintre cele două state, însă niciunul dintre miniștri nu le-a numit. De a face din relația între minorități o punte de legătură, de a-și promova împreună interesele pe care le au în Uniunea Europeană, dar și în zona regională.
Pentru Ungaria, dezvoltarea relațiilor economice cu România, a doua piață de export după Germania, este o prioritate. Între timp se pregătește alături de Slovacia să ceară Uniunii Europene măsuri ferme în privința standardelor calitative duble la alimentele vândute în Europa de Est. Am încercat să identificăm și noi care sunt problemele pe care le au în vedere atunci când discută despre problema alimentelor. Pentru moment, colegii noștri maghiari ne-au spus că, de fapt, este o inițiativă a Slovaciei, în primul rând, și în calitate de participanți la grupul de la Vâșegrad susțin această acțiune. În ceea ce ne privește, va trebui să vedem în ce măsură lucrurile au o anumită rațiune ca să ne stabilim o poziție. S-a discutat despre o ședință comună a celor două guverne la momentul și în condițiile în care întâlnirea să aibă material suficient pentru decizii la un asemenea nivel. Până atunci va avea loc o sesiune a Comisiei Mixte de Colaborare. Modul în care cele două țări au abordat problema migrației este unul diferit. Intenția Ungariei de a construi un gard la frontiera cu România a inflamat în toamna lui 2015 relațiile bilaterale la cel mai înalt nivel. Acum Budapesta ridică o a doua linie de apărare la granița cu Serbia. Guvernul crede că un număr important de imigranți ilegali ar putea ajunge în acest an în Ungaria. Rusia speră că la Geneva reluarea negocierilor pe tema Siriei după o întrerupere de 10 luni va aduce în sfârșit pacea în această țară. Mediatorii internaționali le reamintesc părților aflate în conflict că au o responsabilitate istorică de a pune capăt războiului care face ravagii în Siria de 6 ani. Amănunte ne oferă corespondentul TVR în Federația Rusă, Liviu Iurea. Negocierile de pace intersiriene desfășurate în mai multe runde la Astana, Kazahstan, au permis într-un final aducerea la aceeași masă a reprezentanților guvernului de la Damasc și opoziție. Până acum, cele două tabere discutau prin intermediari în săli separate. Așa a început dialogul Geneva 4 săptămâna trecută. Având mai multă influență asupra regimului de la Damasc, Rusia a cerut armatei siriene să înceteze raidurile aeriene pe toată durata negocierilor de la Geneva. Эти переговоры завершились, причем завершились так, как с таким результатом, которого до сих пор никогда не было, а именно создан механизм контроля за прекращением огня, а это, собственно говоря, самое главное. Rusia, Turcia și Iranul au reușit la sfârșitul anului trecut să instituie un acord de încetare a focului. Armistițiul a fost încălcat în repetate rânduri, dar totuși intensitatea luptelor în Siria a scăzut. La negocierile Geneva 4, Rusia și-a exprimat speranța că opoziția siriană va forma o delegație comună, inclusiv cu reprezentanții ai curzilor. Din Moscova, pentru Telejurnal, Liviu Iurea. Relațiile dintre Federația Rusă și Statele Unite ale Americii sunt la cel mai scăzut nivel după războiul rece. Declarația îi aparține ministrului adjunct de externe rus, Sergei Ryabkov, și a fost făcută în cadrul unei dezbateri despre realitățile și perspectivele relațiilor ruso-americane. Oficialul și-a exprimat speranța că odată cu venirea lui Donald Trump la Casa Albă, vor fi create premisele pentru îmbunătățirea dialogului între cele două părți. Dezbaterea a fost organizată în Duma de Stat de la Moscova, scrie RIA Novosti. Viceministrul rus de externe a declarat că stadiul actual al relațiilor dintre Federația Rusă și SUA lasă de dorit cel puțin. Nu este nicio exagerare să spunem că relațiile noastre de astăzi sunt de fapt la cel mai scăzut nivel din întreaga perioadă de după războiul rece. În opinia oficialului rus, fostul președinte american Barack Obama a optat pentru tensiuni și apoi pentru o confruntare cu Rusia cu mult înainte de izbucnirea crizei din Ucraina în 2014. Ministrul adjunct de externe rus și-a exprimat speranța că odată cu alegerea lui Donald Trump la Casa Albă se va crea o fereastră de oportunitate pentru îmbunătățirea dialogului dintre cele două puteri. Moscova nu a discutat cu noua administrație americană a președintelui Donald Trump sancțiunile impuse Rusiei de către Occident și nu a cerut Washingtonului ridicarea lor. SUA și UE au impus o serie de sancțiuni Rusiei ca urmare a rolului ei în criza ucraineană în 2014. Ryabkov a mai adăugat că Rusia va analiza toate semnalele și abordările care vor decurge din discursul pe care președintele Donald Trump urmează să îl susțină marți seara în fața Congresului.
Organizația Mondială a Sănătății a întocmit prima sa listă de bacterii rezistente la antibiotice. Agenții patogeni sunt imuni la orice fel de tratament și sunt printre cele mai mari amenințări globale la adresa sănătății. Lista întocmită de experții Organizației Mondiale a Sănătății cuprinde 12 tipuri de bacterii care pun în pericol viața oamenilor. În familiile de așa numite superbacterii se numără E. coli și Staphylococcus aureus. That is a prioritized list of important bacteria that have shown important resistance or high burden on mortality rate or hospitalization. And it will be very important for government and industry for developing new models to actually discovery and put into the market new drugs. Pentru că, de fapt, asta este problema. Intrăm în așa numita epocă post-antibiotice, în care acestea nu mai funcționează. Luna trecută, o femeie a murit din cauza unei superbacterii care nu a răspuns la niciunul din toate cele 26 de antibiotice disponibile în Statele Unite. Și asta pentru că tratamentele vechi nu se mai aplică bolilor noi. În ultimii 30 de ani s-a descoperit un singur nou antibiotic. În prezent este mai avansată lupta împotriva cancerului și altor boli incurabile decât cercetarea în domeniul antibioticelor. Și asta pentru că progresele în acest domeniu sunt extrem de dificile. Durează peste 10 ani până la descoperirea unei substanțe noi și, potrivit BBC, cheltuierile sunt foarte mari raportat la profituri. Explozie de lumini, culori și dans. Carnavalul de la Rio, care se încheie astăzi, a prilejuit ca în fiecare an o dezlănțuire de imaginație pe Samba Drum. Imagini extraordinare mai târziu în telejurnal. Misiunea Fondului Monetar Internațional și autoritățile din Republica Moldova au ajuns la un acord după ce experții internaționali au făcut o primă evaluare a programului de reforme economice. Dacă documentul va fi aprobat în aprilie, Republica Moldova va putea accesa peste 21 de milioane de dolari. Până atunci, însă, autoritățile de la Chișinău trebuie să implementeze un șir de acțiuni stabilite cu ei. Potrivit experților FMI, autoritățile de la Chișinău trebuie să continue eforturile de reabilitare a sistemului financiar bancar, dar și să fortifice cadrul de reglementare pentru susținerea creșterii economice și crearea locurilor de muncă. Pentru 2017, FMI prognozează o creștere economică de 4,5%. The IMF staff and the Moldovan authorities have reached staff level agreement on the first review under the IMF supported program. The staff level agreement is subject to approval by IMF management and the executive board, and consideration by the board is expected sometime in April, following the authority's implementation of a number of prior actions. Completion of the review will make available approximately $21 million from the IMF. Autoritățile de la Chișinău, în schimb, trebuie să consolideze veniturile bugetare, să eficientizeze cheltuielile și să implementeze reforma administrației publice. Mai avem de lucrat și la sistemul de protecție socială și tarifele pentru energia termică și electrică urmează să fie revizuite. Obiectivele pentru anul curent fiind menținerea inflației în limita coridorului țintă al Băncii Naționale. De asemenea, experții au estimat creșterea exporturilor la nivel de 10% și a importurilor de 8%. Salariul nominal, mediul lunar pe economia națională prognozat pentru anul 2017 fiind de 5.600 lei sau cu 10,1% mai mult decât în anul 2016. Aceste estimări ne îndreptățesc să privim cu optimism anul 2017. Autoritățile Republicii Moldova urmează până la mijlocul lunii martie să aprobe un nou document de dezvoltare economică. Consiliul de director al Fondului Monetar Internațional a aprobat în noiembrie 2016 un program de finanțare pentru Moldova de 178,7 milioane de dolari, din care 35 de milioane de dolari deja au fost debursate. Un sfert de secol de istorie și realizări. În acest an, Republica Moldova și Statele Unite ale Americii marchează 25 de ani de relații bilaterale. Cu această ocazie, la Muzeul Național de Artă din Chișinău a fost inaugurată o expoziție de fotografie.
Expoziția cuprinde fotografii și copii ale documentelor care au modelat cei 25 de ani de relații diplomatice dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Ani care, potrivit ambasadorului SUA la Chișinău, s-au transformat într-o prietenie solidă. Am văzut 25 de ani de la început. Am fost aici în totdeauna cu Republica Moldova. Am văzut îmbunătățire semnificativă, fără îndoială. În continuare, relații excelente care avem cu Republica Moldova vor continua. Prezentă la eveniment, prima ambasadoare a SUA la Chișinău a remarcat schimbările prin care a trecut Republica Moldova din 1992 încoace. And it's nice to see that we also have cooperation in the small villages, the people to people type of cooperation, in the types of projects that really make a difference in people's lives. Într-un sfert de secol de relații bilaterale au fost semnate peste 45 de acorduri, iar SUA a acordat Republicii Moldova un sprijin financiar în valoare de peste 1,4 miliarde de dolari. Primele documente care au fost semnate au fost cele documente de deci protecția investițiilor. Suntem parteneri într-un foarte important proiect de reabilitare și a complexului cultural natural Orheiul Vechi și de promovare a dosarului acestuia în lista reprezentativă UNESCO. Cu ocazia celor 25 de ani de relații diplomatice între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, Poșta Moldovei a tipărit 5.000 de plicuri pe care au fost lipite timbre speciale. Și, în continuare, este așa. Câte doriți dumneavoastră? Da? Ok, bine. SUA a implementat în Republica Moldova un șir de proiecte de pe urma cărora au beneficiat cetățenii moldoveni. Printre acestea se numără USAID, Corpul Păcii, dar și programul compact al Corporației Provocările Mileniului pentru Moldova. Ambasada SUA la Chișinău a fost deschisă în 1992, cu un an mai târziu după ce Statele Unite au recunoscut independența Republicii Moldova. Peste 100 de politicieni, ambasadori, scriitori, medici și jurnaliști au fost provocați să țină timp de o săptămână un jurnal cu activitatea lor de zi cu zi. Rezultatul s-a materializat într-o carte, ediția cu numărul 12 a jurnalului săptămânal de la Europa Liberă. Volumul este un pic de istorie care abia se scrie a Republicii Moldova. Cititorii pot descoperi și destăinuirilor jurnaliștilor TVR Moldova Svetlana Gore, Vitalie Guțu și Vasile Munteanu. Luni, început de săptămână, 7 zile care solicită energia mai mult ca de obicei. Și asta pentru că ne așteaptă o vizită importantă a premierului român, Dacian Cioloș. Iar pe 27 august, o sărbătoare care de obicei este marcată prin muncă. Așa și-a început jurnalul săptămânal Vitalie Guțu, jurnalistul TVR Moldova. Le-a mărturisit cititorilor de ce este pasionat, când și unde face sport, dar și cum își organizează ziua de muncă. Prins mereu între interviuri cu personalități marcante din țară, Vitalie a recunoscut că nu i-a venit ușor să-și iarnă gândurile pe hârtie. A fost destul de complicat pentru că eu de obicei, sau noi jurnaliști de obicei, scriem știri, abordăm subiecte de actualitate care și uităm partea asta umană a oamenilor, inclusiv a noastră. Am dat frâu liber tuturor ideilor mele din acele zile și a curs așa, lin. Sunt printre primii, ca de obicei. Da, vei dărui această carte și cuiva drag ție? Da, cred mamei mele. O să îi ofer această carte, să citească și ea, să vadă cu ce se ocupă fiul ei de zi cu zi. Și reporterul TVR Moldova, Svetlana Gore, cea care veghează sistemul de sănătate și pe care o vedem adesea pe holurile spitalelor, a făcut mărturii interesante pentru jurnalul săptămânal de la Europa Liberă. Ajung la redacție și încep să documentez un subiect despre vaccinuri. Cifrele arată că majoritatea moldovenilor merg regulat la medic pentru a-și lua doza de imunitate. Toate după amiaza sunt prin oraș la filmări. Reușesc să vorbesc cu câteva mămici, părerile sunt împărțite. Scriam ce fac la lucru și după asta cum mă simt acasă, așa, și eu am încercat să le povestesc cititorilor ce face un jurnalist când nu este în misiune. Noi jurnaliștii, dincolo de persoana care vine cu microfonul la tine și te întreabă ce faci, cum te simți, el să vadă omul din tine, să vadă că tu ești tot ca el, tu tot ai probleme, tu tot te plângi de taxe, te plângi de birocrație. Este o istorie vie, întinsă pe hârtie. O scriere în paralel a istoriei Republicii Moldova a fost realizată și de către jurnalistul TVR Vasile Munteanu.
S-a încheiat ultima ediție specială de la TVR Moldova, dedicată celui de-al doilea tur al scrutinului prezidențial. După o zi agitată, plină de emoții, așteptări, speranțe și multă muncă, facem o retrospectivă a zilei, dar deja în afara camerelor și luminii reflectoarelor. În ediția 12 a jurnalului săptămânal de la Europa Liberă sunt colectate mărturii la peste 100 de oameni. Volumul cuprinde perioada noiembrie 2015-decembrie 2016. Sunt peste 1000 de persoane care au acceptat să scrie acest jurnal săptămânal și vă felicit și vă mulțumesc și vouă celor de la TVR. Sunteți trei vedete incluse în această 12-a ediție. Ați văzut că e o provocare care un pic pune și să meditezi, te pune și te organizezi, să-ți aduni gândurile. Cărțile urmează să ajungă în mai multe biblioteci din țară. Coordonatorii jurnalului săptămânal de la Europa Liberă spun că la anul va fi lansat și a 13-a ediție. 6 proiecte în valoare totală de peste 440.000 de dolari au fost aprobate pentru Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei. Despre aceasta, dar și alte informații în știrile pe scurt. 100 de cerbi cu pete și 32 de cerbi nobili din centrele specializate de reproducere din Telenești și Strășeni vor fi eliberați în două păduri din sudul Republicii Moldova. Acțiunea face parte dintr-un program național al agenției Moldsilva, prin care se vor asigura construcția sau reparația volierelor de întreținere provizorie pentru adaptarea și acomodarea cerbilor. Animalele sunt la vârsta reproducerii, mascul și femele, și ar putea avea pui deja din această primăvară. Republica Moldova este țara din parteneriatul estic care beneficiază cel mai mult de oportunitățile oferite de Uniunea Europeană. Călătorii fără vize, acord de asociere și zonă de comerț liber. Acest fapt a fost confirmat de vicepremierul Andrei Galbur, ministru al afacerilor externe și integrării europene, dar și de omologul său estonian Sven Mikser, în cadrul unei conferințe de presă la Chișinău. Estonia oferă anual aproape 1 milion de euro pentru reforme în Republica Moldova, iar cele mai mari proiecte sunt în sănătate și justiție. Estonia va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene în a doua jumătate a anului 2017. 6 proiecte în valoare totală de peste 440.000 de dolari au fost aprobate pentru Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei. Proiectele fac parte din programul Kusanone și a fost lansat în Republica Moldova în anul 2008. Până acum au fost finanțate 38 de proiecte în sănătate publică și educație. Valoarea totală a investițiilor făcute de guvernul japonez în Republica Moldova a depășit 3 milioane de euro. O excursie pe lună, adică pe satelitul nostru natural, pare incredibil, dar în curând s-ar putea să devină o realitate, chiar dacă încă extrem de scumpă. O companie privată relansează ideea și anunță că nu mai este doar un proiect. Anul viitor, doi oameni care nu sunt astronauți vor avea ocazie să facă o călătorie în jurul lunii. Pe rețelele de socializare, patronul companiei SpaceX pornește de la titlul uneia dintre cele mai faimoase piese de jazz. Dumă în zbor până la lună și dă și răspunsul. Ok. Elon Musk a anunțat că anul viitor două persoane vor călători în jurul lunii într-o capsulă SpaceX. El nu a spus despre cine este vorba, dar a dat asigurări că nu sunt vedete de la Hollywood. Au plătit deja o sumă considerabilă, încep în curând antrenamentele și că își dau seama de riscuri. Pe de altă parte, chiar și prieteni de-ai lui Elon Musk au încercat să-l descurajeze. A good friend of mine collected a whole series of videos of rockets blowing up and made me watch those. He just didn't want me to lose all my money. Elon Musk este implicat într-o serie de proiecte vizionare, între care și cel al mașinilor electrice Tesla. Cei doi oameni care vor pleca în jurul lunii sunt persoane particulare. Ei nu vor aseleniza, dar vor trece foarte aproape de satelitul nostru natural. Contrar opiniei generale, misiuni către lună s-au făcut de diverse agenții spațiale până anii trecuți, dar ultima oară un om a pășit pe lună acum 45 de ani în misiunea Apollo 17. Carnavalul de la Rio, care se încheie astăzi, este pentru brazilieni un prilej de a mai uita de criza economică și de corupție. Ca în fiecare an, imaginația s-a dezlănțuit pe sambadrom, unde a avut loc parada celor mai bune școli de samba. Unele au folosit materiale reciclate, dar s-au bazat pe inventivitate ca să atragă atenția.
Căldura infernală și greutatea costumelor i-au făcut pe unii dansatori să cedeze. În pași de dans, ei au fost scoși din mulțime de echipele speciale care au intervenit imediat. La fiecare paradă participă cam 5.000 de dansatori. E o competiție acerbă între școlile de samba, care, pe lângă marele premiu, au ocazia să fie văzute în toată lumea. Carnavalul de la Rio este transmis în direct de Televiziunea Națională. Vamos lá, vamos lá. Aí eu acredito. Hashtag eu acredito. Identifica. Vamos lá, comunidade. Juriul este foarte dur și analizează tot, de la costume, coreografie, până la organizarea școlilor pe sambadrom. Representa un pássaro, né? O carcará, ele tá chegando no pôr do sol, ele chega e vai posar em cima de uma favela. Sunt peste 70 de școli de samba în competiția de anul acesta, care va dura, ca de obicei, 5 zile. Telejurnalul continuă cu datele despre cotațiile valutare pentru ziua de mâine. Banca Națională a stabilit pentru mâine un curs oficial de 19 lei și 98 de bani pentru un dolar, cu un ban mai puțin față de astăzi. În schimb, euro crește cu un ban și valorează 21 de lei și 17 bani. Valoarea leului românesc scade și este de 4 lei și 68 de bani. Hrivna ucraineană rămâne neschimbată la 73 de bani. Rubla rusească își menține și ea valoarea de 34 de bani. Contra n-a mai vorbit cu finul Regecamp de când a venit la Dinamo, dar ia apărarea în fața lui Gigi Becali. E antrenorul cu cele mai mari performanțe la Steaua în ultimii 10 ani și ar trebui respectat. De când a semnat cu Dinamo, Contra spune că nu mai are timp nici pentru rude. N-am vorbit cu antrenorul său de când am ajuns în România. Chiar dacă în ultimul timp este pus la zid, eu cred că e un antrenor care a adus titluri Stelei și eu cred că merită un pic de respect. Cel puțin din partea mea îl are. Contra crede că tensiunile apărute la Steaua între Regecamp și Gigi Becali nu-i fac bine lui Dinamo. Vor încerca să aibă o tresărire de orgoliu, mai ales după criticile patronului. Eu am văzut multe lucruri în fotbal. Știu că chiar dacă ai un avantaj de 4-1, dacă vei intra relaxat împotriva unei echipe ca Steaua, poți să ai mari surprize. Dinamoviștii abia așteaptă să-și întâlnească mâine fostul coleg pe Noere. We stay friends, but... Suntem prieteni, dar când va începe meciul vom uita de prietenie și vom juca 100% pentru echipă. Putem ajunge într-o finală, putem să ne batem la primul trofeu după 5 ani de zile al clubului Dinamo. La Dubai, Federer a făcut instrucție cu francezul Per ca să câștige primul meci oficial după cucerirea Open-ului australian. Tot în Emirate, tecău este deja în sferturile de dublu ale turneului de 2,6 milioane de dolari. 55 de minute au fost de ajuns lui Federer ca să-l elimine pe Benoît Paire, care a putut să-și țină doar primul serviciu într-un set de debut, în care elvețianul a luat ultimele 5 game-uri, pe parcursul cărora a anulat 3 mici de contrabreak ale francezului. Septuplu campion la Dubai, Federer și-a folosit eficiența de 65% pe al doilea retur ca să ajungă după 6-1, 6-3 în optimile turneului de 2,6 milioane de dolari, în ale cărui sferturi de dublu sunt deja calificați tecău și olandezul Royer. Miză mare în gala Super Combat din 12 martie de la București. Organizatorii vor să caute noi vedete și vor organiza meciuri preliminare în dorința de a selecta cei mai buni luptători pentru cele mai importante evenimente din 2017. Caravana Super Combat se va plimba în acest an prin toată lumea, cele mai multe evenimente urmând să aibă loc în Statele Unite și Anglia. Principalul organizator vrea să promoveze cât mai mulți luptători români, dar pentru acest lucru este nevoie de gale în țară pentru a descoperi pe cei mai buni. Nu există doar Moroșanu sau doar foștii răi din local combat, trebuie să găsim o nouă generație și există foarte mulți sportivi care vor să ajungă pe urmele marilor eroi din fostul K1 sau din circuitul Super Combat. Avem deja foarte mulți sportivi la nivel global, avem 70 de țări participă în acest circuit și este o concurență foarte mare. La gala din 12 martie nu vor fi numai luptători foarte tineri, ci și unii cu experiență. Lupta în care va fi implicat Mihăiță Golescu este una dintre cele mai așteptate din gală, mai ales că fosta vedetă local combat a anunțat că își va face knockout adversarul. Și acum sunt complet 100% refăcut și fizic și tot. Cu ce lovitură te gândești să închizi, să trimiți la culcare? Cu o lovitură de braț, nu spun care.
Iar cum va fi prima zi de primăvară, aflăm din rubrica Meteo. Bun găsit! Primăvara vine cu soare în Republica Moldova, așadar la noapte cerul va fi senin în toată țara, iar temperaturile se vor situa între 4 și 5 grade Celsius. Și mâine vom avea parte de o zi însorită și în jur de 15 grade în termometre. În capitală sunt așteptate 4 grade în această noapte, iar mâine la prânz se vor înregistra în jur de 14 grade. În România sunt anunțate ploi în jumătatea de vest a țării, dar vremea rămâne caldă, temperaturile maxime se vor situa în general între 10 și 20 de grade Celsius. Acestea au fost datele despre vreme, o seară cât mai frumoasă. Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre sunt pe tvremoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina de Facebook TVR Moldova, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. La ora 20 urmează știrile de la București. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară cât mai frumoasă vă doresc. La revedere!